Bine ați venit la My Travel Express! Suntem la etapa 7-a ultima din ciclul 2500-arii României. Vom urca în Munții Buceci pentru vârfuri de Bucura Dumbravă și Omul. Accesul cel mai rapid se face de la Babele, pe marcajul Bandă Galbene, 2 ore traseu ușor, în majoritate pe platoul Bucegilor. La câteva minute de Babe, ajungem la Sfinx. Continuăm pe aceeași direcție spre vârful Obârșea, pe lângă Salvamont Bușteni. În Șaua Șugărilor întâlnim poteca care vine de la Coștila. De aici există un alt punct cu vizibilitate foarte bună. Avem deja în fața ochilor vârful Bucura Dumbravă și Omul, pe care vrem să recucerim. Traversăm o curbă de nivel, un punct numit la Cerdac, în dreapta având vizibilitate către colții Morarului și Valea Cerbului, pe care vom coborî. În stânga vedem Mecetul Turcesc, iar înainte vârful Găvanele. După ce intersectăm traseul care vine din stânga de pe Valea Ialomiței, poteca se bifurcă către vârful Omul, fie pe o curbă de nivel pe sub vârful Bucura Dumbravă, sau pe culmea matematică chiar prin vârf. Facem un tur de orizont pe vârful Bucura Dumbravă, 2503 metri, un punct de belvedere excelent către tot masivul. În 10-15 minute ajungem și pe vârful Omul. Stația meteo. Valea Cerbului, Coștila,
Zavii Baiului, cegilor, apele piatra arsă, lor, din nou bucura de-un bravo, unde a fost mai desu. Acum nu am închis. Am închis cu succes 2500 arii în anul 2023. Vârful Omo, altitudine 2507 metri, este cel mai înalt vârf din Munții Bucegi. Întrucât timpul ne permitea, am hotărât să lungim traseul, urmând să atingem și vârful Bucșoiu Mare, după care să ne întoarcem la vârful Omo. Perspectivele către munții Piatra Craiului, Piatra Mare și Postăvaru sunt minunate. De pe Bucșoiu Mare privim înapoi către Omo și Bucura Dumbravă. Începem coborârea de pe Omo, trecând și pe la capul Morarului, considerat de mulți al 14-lea vârf de 2500 din țară. Coborârea de la Omo în Bușteni pe Valea Cercului se face pe marcaj bandă galbenă. Este un traseu mediu care durează 4-5 ore. În zona de gol alpin se coboară accentuat în serpentine până la limita pădurii. După ce filmăm mai multe capre negre pe versantul muntelui Moraru, intrăm în pădure, drumul devenind spectaculos datorită culorilor toamnei. Vom traversa tot înainte intersecția din Poiana Coștilei. De aici nu mai avem mult până la șoseaua care leagă Bușteni de cabana Gura de Ham. Urmăm șoseaua în lungul Văii Cerbului către Bușteni până la gară. Sper că v-a plăcut cu My Travel Express Munții Bucegi. Numai bine!